Hei, salut și bine v-am găsit la un nou video. Proiectul Sauna continuă și astăzi m-am gândit să vă arăt unde am ajuns cu această lucrare. Așa arată la ora aceasta. Între timp am reușit să chituiesc gresia. Am mai făcut și acești doi pereți de jur în prejurul sobei. Am făcut acești pereți pentru o mai mare protecție, să nu ne trezim cu, cu alte surprize. După ce am pus uh, vata și folie anticondens, am venit cu aceste stinghi pe care va veni carcasa saunei. Uh, și despre aceste stinghi vreau să vorbesc puțin deoarece am făcut o chestie care nu mulți constructori de saună o fac. Uh, poate nu știu sau poate vor să economisească material, dar uh, nu asta contează. Haideți să vă arăt ce am făcut. La mine carcasa va veni pe verticală. Am pus aceste stinghii pe orizontală și în spatele fiecărei stinghii, după cum se poate vedea, am niște distanțiere. Ei bine, aceste distanțiere au rolul de a nu lăsa această stinghie să stea pe vată, să stea direct pe folie, deoarece când se va forma condensul, condesul va cădea și dacă nu aș avea aceste distanțieri, îmi va sta pe stingile respective. Așa el va trece pe, de dedesubt și va coborâ până jos, iar aici jos se va prelinge pe, pe această plintă și va ajunge, va ajunge jos. Da, Asta este unul din lucrurile pe care le-am făcut și am mai făcut încă o chestie. Această plintă este mai în spate cu jumătate de centimetru sau ceva de genul, nu mai ținute cât cât am calculat o. Este mai în spate, iar carcasa când va veni uh, pusă aici se va forma un gol pe sub scândură și pe aici va intra aerul și se va forma un curent de aer pe sub, pe sub, carcasa, pe sub carcasa saunei iar acel curent îmi va usca mult mai repede folia și scândura în cazul în care este udă pe, pe dedesubt. În acest fel, carcasa saunei va ține mai mult, va rezista mai mult în timp. Vom evita, nu știu, mucegaiurile, ciupercile și alte alte nebunii care se formează de la condensul respectiv. Ce am mai făcut? Am am tras niște cabluri, deoarece aici voi avea două boxe și încă o chestie foarte importantă. Ce ce am mai reușit să fac este uh, trecerea hornului prin uh, tavan. Deci, podul este bătut cu scândură. Trebuie să dăm uh, o mare atenție la trecerea acestui burlan. Este un burlan uh, din uh, oțel de 2, deci se va înferbânta și trebuie să avem foarte mare grijă cum facem această trecere să nu ne trezim cu alte surprize, mai exact incendiu sau eu știu ce alte nebunii. Dar despre această trecere voi vorbi într-un alt video. În cazul în care vreți să vedeți ce și cum am făcut la această trecere, dați-mi un follow și voi posta cât de curând un video cum am făcut această trecere a Burlanului. Sper să vă placă ce ai și până acum. În cazul în care vă place nu uitați de un like și până data viitoare toate cele bune.